Voi știți ce mașini îmi plac mie? Ușoare, nu neapărat foarte puternice, dar care se concentrează pe plăcerea condusului. Nu toate mașinile pot fi așa, pentru că nu toate mașinile au același scop. Însă, nu toate mașinile sport sau nu toate mașinile dedicate condusului sunt bune, sunt extraordinare, sunt geniale. Dar din când în când, din marea asta de mașini, mediocre spre bune, iese un diamant la iveală, iese o mică bijuterie auto. Ford Fiesta este cu 3 pistoane. Și mai important, mașina asta chiar a fost cumpărată prin autovantage.ro. E mașina colegului Joey de la EcoVantage și are un preț de listă configurată așa cum este ea, de 27.000 de euro. Joey nu m-a lăsat să spun exact care a fost prețul care a fost cumpărată prin AutoVantage, dar hai să zicem că a salvat niște mii de euro bune, adică bune. Da? Cum faci și tu să-ți cumperi un Ford Fiesta este prin AutoVantage? Intri pe site, configurezi mașina, cererea ta pleacă la dealerii noștri de încredere, ofertele se întorc la tine, tu compari ofertele și dacă vrei într-adevăr să-ți iei o mică bombiță, accepti oferta, noi te programăm la dealer și tu pleci acasă sau la mare, că tot e 1 mai, cu noul tău Ford Fiesta. Culmea e că Ford Performance chiar știe să facă mașini dedicate plăcerii condusului. Fosta Fiesta este Focus RS, deși Focus RS nu o să mai existe pe noua generație, Ford GT, Ranger, Raptor, adică ei chiar știu și chiar își bat mintea cu astfel de modele. Acest exemplar e făcut la Köln în Germania, la fel și motorul, și vine doar cu transmisie manuală, așa cum ar trebui să fie. Cum recunoști o Fiesta este? Emblema este din spate, că nu scrie nicăieri Fiesta pe această mașină, e doar este, putea să o pună Fiesta, să fie mai interesant. Difuzorul de aer fals, că nu difuzează nimic, și cele două țevi de eșapament reale, care sună ca un clopot de biserică atunci când dai cu unghianele. Și eleronul care încastrează al treilea stop de frână și cam atâta prin spate. Dacă trecem aici la roți, observăm că avem jante de 18 inci, dar standard veneau unele de 17 și etrieri roșii. Mai avem în lateral pragurile, este, oglinzile sunt cele normale de Fiesta, care sunt micuțe, cele mai mici oglinzi de mașină mică pe care le-am văzut vreodată. Iar în față avem grila este, care îi apare neagră, dar este de fapt gripe, este line, este neagră. Și un pic la proiectoarele de ceață diferă față de pachetul este line. E foarte greu să o deosebești de un este line, dar dacă te chinui, poți să vezi. Cam acestea sunt diferențele față de o Fiesta normală. Farurile, noi avem aici farurile cu halogen cu lumini de zi, că poți avea și faruri full LED, dar Joey nu le-a ales și n-a ales nici camera, pentru că el credea că mașina are cameră, dar n-are. Aici se întâmplă magia, pentru că un hot hatch, da, poate să aibă multă putere, vezi, nu știu, Volkswagen Polo GTI pe care îl avem pe canal și care e un pic cam boring la condus, dar cei de la Ford știu ce fac. Pe pachetul Performance poți avea, și sincer nici n-are rost să ții un Ford Fiesta este fără pachetul Performance, primești un LSD coif, un diferențial cu alunecare limitată mecanic realizat de cei la coif, care fac așa ceva pentru mașini de curse, care te ajută la ieșirea din viraje să păstrezi o tracțiune mai bună. Tot în parte din pachetul Performance vine și sistemul de launch control, deși e manuală,
poți avea launch control. Sunt curios ce mașini cu tracțiune față și cutie manuală mai au launch control. Și mai primești și un beculeț, care, un shift light, care spune când se schimbi, se aprinde un este micuț acolo. Dar pe lângă asta mai avem și amortizoare. Ele se numesc frequency responsive dampers. În principiu ele răspund, nu sunt adaptive, dar răspund în funcție de frecvența amortizorii. E o găselniță destul de interesantă. Și mai avem frâne care par destul de mici, 278 de mm pe față și 253 mm pe spate. Ele arată caragios de mici pe spate, dar își fac treaba. Duster-ul, de exemplu, are discuri pe față mai mare, deși are tamburi pe spate. Și direcția, nu uităm de direcție. Față de generația trecută de Ford Fiesta, direcția este cu 14% mai agilă, mai directă. Ai doar două rotiri de volan între maxim stânga și maxim dreapta. Deci o să fie mare, mare plăcere la volan. Te-ai aștepta să pună independentă pe spate, dar uite că n-au pus. Ei zic că mașina se descurcă bine și fără. Au pus o punte foarte, foarte groasă. Nu știu dacă se vede, eu o văd. Este cea mai groasă punte folosită vreodată pe un model Ford Performance. Asta pentru că în majoritatea cazurilor ele vin cu independentă pe spate. Totodată ăsta e primul model Ford Performance care vine cu 3 pistoane. Deci avem câteva premiere. Au păstrat frequency dependent dampers pe spate, doar că acum nu mai au 2 cilindri cum au în față, au un singur cilindru pe spate. Dar arcurile pe spate, și nu știu dacă se văd, nu sunt drepte, sunt force vectoring springs, ceea ce înseamnă că atunci când tu ești într-un viraj și te lași pe arc, ele încearcă oarecum să te împingă înapoi ca să-ți reducă ruliu, să îmbunătățească responsivitatea, agilitatea și așa mai departe. E de văzut acest lucru, chiar e de văzut. Apropo, mașina vine cu Michelin Pilot Sport 4 pe modelele 2021. Aceasta a fost prima mașină, primul Fiesta este 2021 intrat în România. Nu am mai văzut altele, dar până în 2021 sau 2020 veneau cu Pilot Super Sport. Pilot Sport 4-urile sunt... nu știu cum să le numesc, undeva sub supersporturi și supersporturile sunt undeva sub 4S-uri. Dacă venea cu 4S-uri era și mai și, da, nici cu acestea nu mă plâng. Spre deosebire de generația trecută, la care dacă decuplai SP-ul, tot îți făcea mici corecturi din frâne ca să te țină pe trasă, la Fiesta este poți dezactiva complet SP-ul și ai mai multe moduri. O să explic atunci când trecem la motor de modurile de rulare. Chiar și cu SP-ul pornit, Fiesta ST s-a descurcat foarte bine la testurile anului și a obținut scor de bun și cu o viteză destul de mare. Deci nu ai de ce să te plângi din ceea ce privește siguranța dinamicii. Cu sau fără SP, mașina merge. În față de generația trecută, Fiesta ST a mai pierdut un cilindru. Pentru că cei de la Ford au făcut din vulpe, au făcut dragon. Pentru că pe baza motorului 1 litru EcoBoost Fox a făcut acest 1.5 EcoBoost Dragon. Cred că au pus motor cu 3 cilindri pentru că nu există benzinare cu 4 cilindri pe Fiesta, nici măcar pe este, nu mai poți. Adios, la fel cum nu mai poți pe Logan, nu mai poți nici aici. Dragonul, așa cum este denumit de către Ford Performance aici, frumușel. Apropo, material moale pe capac, interesant. Dragonul, așa cum îl numește Ford, e un motor din aluminiu, bloc chiulasă cu galerie de evacuare integrată în chiulasă. Avem o turbină cu inerție mică, similară cu cea de la 1.0 EcoBoost, e făcută de Continental. Atât injecție multipunct, cât și injecție directă. Există chiar și sistem de dezactivare al cilindrilor, de fapt al cilindrului, că nu poate să rămână într-un singur piston. Se dezactivează cel din mijloc, în 14 milisecunde se activează tot la fel de repede, se taie atât injecția cât și se supapele. Deci rămâi fără nimic. Joey zice că se dezactivează undeva la peste 2000 de rotații pe minut, Ford zice că dacă ai sarcină parțială, deci până în 50%, se dezactivează de la 1400 de rotații în sus. Acum, o să ziceți mulți în comentarii, aoleu, 3 cilindri, motor dezechilibrat, cum să pui pe o sportivă motor de drujbă, așa cum ziceți voi la orice mașină cu 3 pistoane pe care o testăm. Dar nu e chiar așa, e un motor destul de bine calibrat, o să vedeți imediat și cum sună, dar într-adevăr, cele cu 3 cilindri au
sunt un pic mai dezechilibrate și au nevoie de fie de arbore de echilibrare, fie de contragreutăți pe arborele cotit, fie de, cum zice, de o volantă ceva mai mare. Și fostul Fiesta este avea volantă destul de mare și când era în frână de motor se tura, de fapt coborau rotațiile destul de turațiile destul de greu. Asta e. Dar avem cutie manuală, cutie manuală, nu avem automată. Yes, trei pedale, pentru că așa ar trebui să fie o astfel de mașină. Trei pistoane, trei pedale. Chiar dacă avem doar 200 de cai putere la 6000 de rotații pe minut și un cuplu maxim de 290 Nm între 1400 și 6000 și 4000, pardon, mașina asta trage, adică face 100 în 6,5 secunde dacă ai launch control-ul activat și se plafonează abia la 230 de km pe oră. Sunt cifre foarte, foarte bune pentru un hot hatch cu tracțiune față și cu doar 200 de cai putere. Acum, voi decideți în comentarii dacă e într-adevăr rapidă sau nu e rapidă. Și mașina are trei moduri de rulare, normal, sport și track. Pe normal totul e normal, pe sport toate funcțiile mașinii, accelerație, direcție se întăresc, iar pe track se întăresc și mai mult și devin și mai responsive, iar ESP-ul intervine atunci doar la un derapaj de 60 de grade. Te lasă să te joci cu mașina, se numește wide slip mode, te lasă să te joci până la 60 de grade. Până atunci o controlezi tu dacă știi să faci, dacă știi să faci asta. Ca idee, mașina cântărește 1280 de kg, adică e la fel de grea ca o Toyota Yaris GR. Versiunea cu 3 uși, care nu se vinde în România, e mai ușoară cu 20 de kg. Și are un coeficient aerodinamic de 0,34, care este mai slab decât ceea ce oferă Ford pe Fiesta normală, care are 0,32, pentru că avem aceste elemente estetice pseudo-aerodinamice care mai măresc rezistența la înaintare și cu toate astea nu produc forță de apăsare, dar reduc portanța, că toate mașinile au boala asta să producă portanță la viteze mari. Hai să zicem că n-ai nici forță de apăsare, n-ai nici portanță la Fiesta este. Sau ai, dacă ai portanță, ai foarte puțină. Ford oferă în România o garanție de 2 ani și 100.000 de kilometri, standard pentru Ford Fiesta este sau orice versiune, dar au garanția Ford Protect. Mai dai câteva sute de euro în plus și poți să-ți mărești garanția. Ba cu un an, ba cu doi, ba cu trei, poți să ajungi până la 7 ani, dar la 7 ani n-ai kilometri. Cea mai bună garanție pe care o văd eu, dacă mergi mulți kilometri, este 5 ani, adică mai prelungești cu 3 ani și cu încă 100.000 de kilometri și ajungi la 5 ani și 200.000 de kilometri. Aceeași garanție pe care o are Joey pe mașină, dar aia e și cea mai scumpă, costă 490 de euro în plus. În ceea ce privește siguranța, Fiesta are 5 stele la euro în cap, nu avem nimic de obiectat la capitolul acesta și intervalul de revizie undeva un an și 15.000 de euro ca la mai multe modele de Ford. V-am promis că vă arătăm cum sună motorul. Hai și nu sună a drujbă. Joe, dă-i o cheie. Asta e pe modul normal. Trece-o pe sport. Se simte deja. Și acum ești liber să te joci cu ea. Suna jumate de 6 cilindri în linie sau jumate de boxer 6. Mai dai un pic. Joacă-te cu ea ca și când ar fi a ta. Gata, omoară-o. 1, 2, 3 pistoane. Uhuu! 3 cilindri. Mă. Ok, avem și un pic de sunet sintetizat în boxe. Dar bă, cum trage chestia asta? Și cum se aude? Ia, fiți atent aici. Poc, 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 poc. Nu știu cât de bine se aude, dar se aud pocurile. 3 pistoane. Deci, față de o Fiesta normală, volanul e schimbat. Scaunele pe este 3 sunt jumate piele, jumate alcantara cu cusături albe. Am impresia că, da, pe este 2 sunt textile cu cusături albastre, care după părerea mea arată un pic mai bine, dar poc poc. Emblemele roșii pe scaune și aici niște imitații de fibră de carbon, fibră de carton, cum îmi place mie să-i zic lui Joe.
Și mai avem și pedalele acestea din aluminiu sport, destul de apropiate una de cealaltă, dar bine puse pentru a conduce. Sunt bune pentru rev matching, nu prea sunt bune pentru heel and toe. Ia. Rev matching perfect. Mașina are auto rev matching la upshift, ceea ce înseamnă că turația motorului nu cade mai mult decât unde ar cădea dacă ai schimba viteza lent. Și pe upshift face pop pop pop. Păi, o surpriză extraordinară mașina asta. Intri în viraj, e ușoară, puntea față e conectată, te lasă și te lasă să te joci cu direcția și cu șasiul. Suspensia nu este foarte moale, e ok, e rigidă în București, dar nu e foarte moale. Nu e foarte moale și se simte manevrabilă, maleabilă. Hai să trecem de dâmbul ăsta. Incredibil, se simte mult mai musculoasă decât pare. Are o plajă de cuplu foarte mare și se simte că trage peste tot, în orice treaptă. Pop, pop, pop. Și direcția, se simte că e cu 14% mai directă decât generația trecută. Efectiv, unde o dai, unde o pui, așa se duce. Pedala de frână e ușor modulabilă, rev matching-ul se face genial de ușor. Efectiv, poți să o modulezi din ce comandă vrei tu, accelerație, frână, ambreiaj, ia a patra, vroom, și trage efectiv în orice treaptă, trage ca nebuna, rev matching perfect, a treia, poți și cu un pic de trail braking să intri în viraj. Și dacă chiar apuzezi de mașină, pe virajele strânse mașina se ridică pe trei roți și merge pe trei roți. E incredibil cum pe un drum din acesta, amortizoarele acestea frequency dependent dampers nu se simt la fel de rigide ca în oraș. Probabil au făcut-o pentru astfel de drumuri sau pentru circuitul de drumul mai smooth. Wow! Wow, 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 wow. Ha. E un A-class în față, cred că e. E un A-class în față care vrea să ne jucăm. Ha. A200. A, eu dau. Ha. Hai să vedem și cum ești pe linie dreaptă. Ia, vine după mine. Hai, tati. Linie dreaptă. Vum, 6.5. Incredibilă mașină. Bă, cum e? Ok, mi-ar fi plăcut un pic mai mult feedback în direcție. Este, chiar dacă e direcția asistată electric, este feedback în ea. Dar mi-ar fi plăcut un pic mai mult. Și în momentul în care tu chiar vrei să te dai un pic la ea, dacă nu controlezi volanul foarte bine, e posibil să-ți tragă un pic volanul. Nu e neapărat torque steering, cât e tramlining. Acum, și mașina are aderență și are aderență și comunică cu tine atunci când o pierde. Nimic nu este imprevizibil, totul este la fix, la fix, la fix, așa cum ar trebui să fie ea. A patra. Bă, cum se duce? Oh my god. Da, și linia dreaptă e chiar ok. Uite, acum, dacă o ții așa ușor cu volanul și dai un pic, urmează drumul cum ar fi. Să vedem. A patra, a treia rev matching, un pic de trail braking în miraj și la ieșire. Bă, diferențialul ăsta te ține efectiv plantat, plantat. Ia să vedem. A șasea, a cincea, a patra. Bă, e perfectă mașina și cutia. Ok, schimbătorul putea fi un pic mai sus, dar nu mă plâng. Wow. Mamă, ce senzații ți oferă. Deci asta e cu 13.000 de ani peste Polo GTI. Wow! Wow! Bă, și scaunele ăștia, acestea Recaro,
efectiv sunt făcute într-adevăr pentru o persoană mai slăbuță, dar te țin incredibil. Suport lateral, genial. Ruliu, mic, spre zero. Și scaunele sunt confortabile, nu sunt scaune din alea scoică rigide. Efectiv sunt făcute perfecte pentru a conduce. Jenny fucking gal. Jenny fucking gal. Sper că nu se supără Joe, dar hai să facem un launch control. La manuală launch control e destul de simplu. Pur și simplu, blana ambreiaj, bagi a întâia, apeși pe launch control, dai OK, se pregătește, dai accelerație la blană și nu trebuie să motulezi tu ambreiajul, dar îl scoți de aici și te-ai dus. 100! Wow! Nu există hot hatch mai distractiv în banii aceștia. Nu există. Efectiv nu există. Probabil că eu mi-aș lua MX-5 de banii ăștia, dar mașină nouă mă refer. Dar băi, Fordache, ce ai să făcu, mă? Ford Performance. Din păcate nu va exista și o versiune Fiesta RS. Dar cui pasă? Cui pasă când chestia asta trage așa? Uite, a treia. Aoleu, Joe, ce ai făcut, tati? Ce bijuterie ți-ai luat? El încă mai regretă că nu și-a luat Abarth. A mai avut Abarth înainte, dar n-ai cum să compari Abarth-ul cu asta. Bine, eu nu știu că n-am condus, dar zic și eu. Rev matching, a treia, intru în viraj, plantată, efectiv plantată. Dar atunci când virezi și virezi foarte puțin, ai foarte puține grade, atunci chiar îți pierzi feeling-ul în direcție. Ea e directă, rămâne plantată pe șosea, dar devine un pic amorțită direcția și nu prea știi dacă virezi un pic mai mult, atunci îți revine feeling-ul de aderență pe ea. Așa în primele secunde când virezi sau dacă virezi mai puțin, nu mai ai același feeling. Opa, pa, pa, ia. Opa, pa, 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 pa. Opa, pa, 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 pa. Opa, pa, pa, pa. Dacă era schimbătorul aici, era un pic mai ușor de utilizat. Așa, trebuie să te întinzi un pic pentru că te lovești aici cu mâna în scaun. Dar în rest, n-am ce să-i. Probabil o persoană mai înaltă n-are problema asta, dar și Joia a zis că i-ar fi plăcut un schimbător mai sus. Nu cade dubă cum avea el la Abarth, dar nici așa. Oricum, mici critici, mici. A treia. Opa, pam, 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 pam. A doua. Avem prioritate aici. Da, deci efectiv, nu pierde tracțiunea la ieșire. Nu pierd, nu vrea, nu vrea, n-au vrut ei. Nu pierzi, facem Fiesta este, nu pierde aderența. Și cu asta încheiem episodul cu Fiesta este. Sper că vă place și că v-ați distrat cum mă distrez și eu cu mașina. Sper din tot sufletul acest lucru. E o mașină absolut genială. Nu uitați că vă puteți achiziționa o mașină nouă prin autovantage.ro. Un like, share și subscribe ne ajută enorm. Am trecut pe lângă Dan și pe lângă Joie și au văzut zâmbetul de pe fața mea. Nu uitați că ne ajută un like, share și subscribe. Nu uitați că vă puteți achiziționa o mașină nouă prin AutoVantage. Mulțumim de fiecare dată că ne urmăriți. Eu am fost Luci, Dan la cameră, Joie în background și ne-a dat mașinuța. Băi, ce jucărie. Și da, ne ajută foarte mult un like și un subscribe și un share. Ne ajută enorm. Ne permite să facem ceea ce ne place și fără voi noi nu am fi nimic. Noi nu am fi. Noi am fi. Eu n-aș fi asta. Eu v-am pupat. Pa.